Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! Astăzi vă voi prezenta, dragile mele, cum se face ciorba de burtă pas cu pas. Deci, vă zic rețeta care o fac eu și iese foarte gustoasă. Dragile mele, pentru ca să faceți ciorbă de burtă gustoasă, nu trebuie neapărat să puneți numai oase de vită. Vedeți, sunt și oase de vită aici, dar acestea dau ele dulceață, dar nu foarte multă. Încercați să puneți și buturaj de carne, vedeți? Eu am pus doi buturași de carne foarte mari, masiv, vedeți? Am pus gogoșari, i-am dat drumul întregi, am spălat și am dat drumul întregi. Am pus morcov, am pus ceapă, am pus păstârnac, am pus selină. Deci după ce a fiert carnea pe jumătate, am spumat-o și cu oasele, le-am spumat frumos și apoi am pus la fiert și legumele ca să dea un gust bun, un gust delicios. Deci nu mâncăm numai ciorba de burtă cu oase. Nu este chiar atât de excepțională. Puneți și cărniță. Cărnița e la putere. Cărnița dă gust bun. Bine, deci astea sunt aproape fierte. Le-am fiert cu legumele, apoi le scot, le strecor și incorporez cu burta care am fiert-o separat. Deci burta am fiert-o separat, tot la fel puneți sare și o fierbeți separat. Vedeți această oală mare de burtă? Separat am fiert-o. După ce scurg aceste legume, scot legumele, scurg zeama, le încorporez. Deci zeama de la burtă cu tot cu burta și cu această zeamă de la cărniță. Cărnița o tai cu bulețe micuți și dau drumul tot acolo, pentru că îi dă un gust deosebit, dragele mele. Apoi, după ce le încorporați, puneți usturoi, puneți piper negru potrivit de oțet, puneți apoi smântână, smântâna o bateți într-un vas mai mare cu ouă, le bateți bine și când dați drumul la smântână pentru a evita să se măzărească ciorba de burtă, luați câte un polonic de zeamă fierbinte, puneți până peste smântână, iar mai luați un polonic de ciorbă fierbinte, puneți peste smântână, până ajunge la o anumită temperatură, până ajunge smântâna călduță și apoi le încorporați, dragile mele. Potriviți de sare, de piper, de usturoi, separat în altă crăticioară. Faceți un pic de, puneți un pic de ulei și un pic de morcov dat pe răzătoarea mică ca să-i dea acea culoare galbenă, plăcută, frumoasă și apoi dați drumul deasupra. Și ciorba de burtă este gata, dragele mele. Deci ciorba o să iasă o ciorbă bună, delicioasă, ca la mama acasă, dar numai așa. Deci fierbeți și carne ca să iasă o ciorbă într-adevăr gustoasă. Puneți și cărniță, puneți și burtica, vedeți? Să fie din belșug, să nu fie numai apă chioară. Scuzați expresia. Da. Și așa o să iasă o ciorbă foarte, foarte gustoasă de burtică. Acum vă doresc o zi frumoasă, sănătate și să auzim de bine, dragele mele gospodine.